Preoția lui Melchisedec. Biblia amintește categoric, dar foarte succint, despre un preot al Salemului, cu puternică influență printre oameni, și lasă un vid enorm privind originea, lucrarea și scopul acestui mare avatar ce a contribuit substanțial la evoluția umanității. În cele ce urmează, voi prezenta aproape în întregime apocrifa lui Machiaventa Melchisedec, cu speranța că își va găsi enorme puncte de legătură cu informațiile pe care le ai deja din cultura creștină și lectura Bibliei, dar care îți va oferi o perspectivă mult mai amplă cu privire la ritualurile religioase, sensul și originea lor. Există două grupuri principale ale maeștrilor înălțării care au sprijinit omenirea în evoluția Pământului, și acestea fiind Marea Fraternitate Albă Universală și Ordinul lui Melchisedec. Marea Fraternitate Albă este compusă din ființele ierarhiei cosmice, scopul ei principal fiind de a asista planetele și civilizațiile în evoluția lor. Întrucât planul lui Dumnezeu include întreaga creație, Marea Fraternitate Albă este menită să observe procesul de evoluție al tuturor ființelor și să le ofere sprijinul atunci când este cazul. Ordinul lui Melchisedec este un grup al inteligențelor universale aflat sub oblăduirea Creatorului Divin, care administrează darurile lui Shechina, darul lui Dumnezeu, care sfințesc prin Duhul Sfânt forma moleculară a universului interior, influențând stările fizice, mentale și spirituale ale creației. Acesta este un grup care completează fizic și spiritual lucrarea care trebuie făcută pentru a ajuta civilizația să evolueze. Această completare se face urmând două căi. Prin realizarea de schimbări de conștiință și prin împliniri reale în lumea fizică. Cei din ordinul lui Melchisedec sunt fii ai luminii care au ales să vină în trupuri și să dovedească suveranitatea lui Dumnezeu cel preanalt în transformarea pământului. Ei lucrează la aplicarea adevărurilor lui Dumnezeu, ba chiar uneori se înfățișează ca un ordin vizibil oferit omului prin Merkaba, astfel încât modelele arhitectonice ale raiului să poată fi construite pe pământ ca semne ale multiplelor nivele ale creației universale. Ordinul lui Melchisedec este preoția hirotonisită dinaintea Dumnezeului universal, sursa divină, Melchisedec, veșnicul stăpân al lumii. Este răspunzător pentru întreaga organizare a lumilor divine, inclusiv a pământului, pentru trecerea într-o nouă creație. El este asemenea lui Metatron și arhanghelului Mihail în salvarea, renașterea și reeducarea lumii trecând prin purificarea luminii. Ordinul lui Melchisedec a avut diverse forme în diferite civilizații ale Pământului. Melchisedec, menționat în Vechiul Testament, a făcut parte din numeroase școli ale misterilor de-a lungul istoriei omenirii. Ca membru a acestora, a scris Cartea lui Iov, a înființat Școala Profeților și Anticul Ordin al Esenienilor. Melchisedec este reprezentarea divină care a instruit toți marii inițiați: Hermes Trismegistos, Orfeu, Pitagora, Moise, Platon, Zoroastru, Buddha, Isus. Doar el poate dărui ultimele nivele ale adevăratei inițieri. Aproape toți preoții și păstorii din tradiția creștină au fost hirotonisiți în ordinul lui Melchisedec,
chiar și un citat din Biblie ajutând la stabilirea acestui lucru. Citim în Evrei 6 cu 19 la 20, nădejdea pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită și tare, intrând dincolo de catapeteazmă, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, fiind făcut arhiereu în veac după rânduiala lui Melchisedec. Cine este Melchisedec? Melchisedec este un aspect al lui Hristos și o parte a conștiinței creștine generale. Melchisedec este acel aspect al lui Hristos care lucrează în mod specific cu ființele luminii care se află în serviciul Pământului și al altor planete și locuri de la un capăt la altul al creației. În anumită măsură, aceste ființe ale luminii servesc creației fizice și planului divin prin încarnare și lucrând ca profesori și lideri spirituali. Ordinul lui Melchisedec a fost stabilit ca platformă de planificare, organizare și ajutor de administrare în creșterea și evoluția spirituală. Membrii lui au ajutat la susținerea luminii și învățăturilor spirituale deschise pentru încarnarea oamenilor de-a lungul tuturor tărâmurilor creației. Melchisedec și ordinul lui este anterior Pământului și altor planete și tărâmuri, după cum a fost stabilit înainte de creația lor și pus pentru eventuala lor necesitate. La fel, ca și toate ființele luminii, Melchisedec nu este nici femeie, dar nici bărbat. Iar tradiționalul el este folosit ca și pe pământ într-o formă masculină. În încarnarea lui Hristos pe pământ, ca și Melchisedec, acum aproape 4000 de ani, el coboară ca ființă spirituală și se înalță din nou atunci când munca lui din perioada vieții s-a încheiat. În perioada în care a trăit, a înființat preoția lui Melchisedec pe pământ. Sursele antice atestă ordinul și preoția lui Melchisedec. În Biblie, Melchisedec este numit regele dreptății și regele Salemului, numele vechi al Ierusalimului. În Geneza se regăsește ca preot al Dumnezeului cel preaînalt. Dionisie l-a numit cel mai iubit ierarh al lui Dumnezeu. Tertulian spune că Melchisedec este o virtute cerească a marii mile care se face pentru virtuțile și îngerii din cer, ceea ce face Hristos pentru oameni. În câteva surse oculte, Melchisedec este identificat cu Duhul Sfânt. În cartea Mormonilor se face referință la el ca la preotul păcii, iar unii clerici au crezut că este Fiul lui Dumnezeu în formă umană și un evrei l-au văzut ca fiind Mesia. Preoția lui Melchisedec a fost stabilită pe pământ acum aproape 4000 de ani. De atunci s-a aflat în continuu serviciu al umanității. Treptele inițierii în ordinul lui Melchisedec, pentru cei care doresc o inițiere în acest ordin, este formată din trei trepte. Prima treaptă sau prima inițiere se numește botezul luminii, a doua inițiere se numește inițierea în ordinul lui Melchisedec, iar a treia inițiere sau a treia treaptă, inițierea în preoția lui Melchisedec, hirotonisirea. Ordinul lui Melchisedec este cunoscut în lumea spirituală sub numele de fii care acționează în situațiile de criză. Acest ordin desfășoară o activitate extraordinară pe planetele care dețin viața în orice sistem solar. Când apare o problemă mai serioasă sau orice încercare neobișnuită,
de obicei este rezolvată de un membru din Ordinul lui Melchisedec. Acesta își asumă o responsabilitate totală pentru a rezolva situația apărută. Această abilitate de a rezolva situațiile de criză, precum și capacitatea de a se întrupa și de a acționa într-un corp fizic, le este specific doar lor. Membrii Ordinului Melchisedec au fost extrem de activi pe pământ. Un grup format din 12 membri, în colaborare cu alte ființe superioare, au ajutat mult această planetă. Imediat după ruptura făcută de Caligastia, când a participat la rebeliunea lui Lucifer, un grup de 12 membri din acest ordin au devenit asistenți pentru planeta noastră și au deținut această autoritate până la apariția lui Adam și Eva. Apoi, cei 12 membri din Ordinul lui Melchisedec s-au reîntors pe pământ după căderea lui Adam și Eva și au continuat activitatea de asistență planetară până în momentul nașterii lui Iisus din Nazaret, Fiul Omului. Întruparea lui Machiaventa Melchisedec. După ce Adam și-a ratat misiunea pe această planetă, revelarea adevărului a fost încetinită în mileniile care au urmat. Cu toate că rasele umane au progresat intelectual și au pierdut spiritualitatea încetul cu încetul, în ciuda faptului că aceasta era foarte solidă. Aproximativ cu 3000 de ani înainte de Iisus, ideea de Dumnezeu era foarte confuză în mintea omului. Cei 12 membri Melchisedec, activi pe pământ, știau că Mihail, cel din Ordinul Fiului Etern, se va naște pe această planetă, dar nu știau exact când se va întâmpla asta. De aceea au convocat un consiliu, apoi au făcut o cerere către superiorii lor spirituali prin care cereau să se găsească o modalitate de a face ca lumina adevărului să ardă din nou printre pământeni. Acest apel a fost trimis cu următoarea afirmație. Conducerea situațiilor extreme în Satania, numele sistemului nostru solar, sistemul solar cu numărul 606, care se află pe deplin în mâinile membrilor din Ordinul Melchisedec, asistenții aflați pe această planetă, cer ajutor tatălui Melchisedec. Concluzia a fost că Machiaventa Melchisedec, unul dintre cei 12 membri care asistau planeta, s-a oferit voluntar pentru a veni pe pământ și și-a îndeplinit misiunea până la final prin propriile resurse. O astfel de misiune a mai avut loc doar de 6 ori în toată istoria sistemului nostru solar. El s-a întrupat pe pământ temporar, ca ființă de rang superior, preot al planetei. Această întrupare a lui Machiaventa Melchisedec s-a desfășurat lângă Salem, actualul Ierusalim de astăzi, în Palestina. Cu 1973 de ani înainte de nașterea lui Iisus, Melchisedec a primit misiunea de a se ocupa de rasele umane de pe pământ. Întruparea sa nu a fost ceva spectaculos. Materializarea sa nu s-a făcut în prezența nici unei ființe umane. A fost văzut pentru întâia oară de Amdon, un păstor caldean, descendent al sumerienilor, atunci când Machiaventa Melchisedec a intrat în cortul acestuia. El și-a declarat în fața acestui păstor identitatea. Eu sunt Melchisedec, preot al lui El Elion, cel mai de sus, unul și singurul Dumnezeu. Păstorul, după ce și-a revenit din nedumerirea care l-a cuprins, i-a pus tot felul de întrebări și apoi
l-a invitat pe Melchisedec să ia cina împreună. Atunci a fost prima dată în lunga sa carieră din univers când Machiavent a luat masă. A gustat hrana care trebuia să-l susțină în cei 94 de ani cât avea de stat într-un trup fizic. După aceea au stat de vorbă, afară, privind stelele. Melchisedec și-a început misiunea vorbind despre adevărata realitate a lui Dumnezeu. El i-a spus lui Amdon, El Elion, cel mai de sus, este creatorul divin al stelelor de pe cer. Este Dumnezeul suprem al raiului și este de asemenea creatorul acestui pământ pe care locuim. În câțiva ani, Melchisedec a adunat în jurul său un grup format din copii, discipoli și credincioși, care a constituit nucleul viitoarei comunități din cetatea Salem. Într-un timp foarte scurt, a fost cunoscut în Palestina ca preot al lui Eli Elion, cel mai de sus, și ca înțeleptul din Salem. Câteva triburi din împrejurimile cetății l-au numit chiar Sheikh sau rege. Salem a fost cetatea care, după materializarea lui Melchisedec, a devenit orașul lui Iisus, fiind numit mai târziu Ierusalim. Melchisedec, în întruparea sa, a trăit printre nodiți și sumerieni. Aceștia aveau, în general, circa 1,80 metri înălțime și o prezență care se impunea. El a vorbit în limba caldeană și încă 6 limbi. Se îmbrăca așa cum se îmbrăcau preoții cananieni, iar pe piept purta o emblemă cu 3 cercuri concentrice, simbolul sistemului nostru solar, care se poartă în sferele superioare de guvernare. Această insignă a fost atât de sacră pentru toți cei care l-au urmat, încât ei n-au încercat să o folosească niciodată. Iar la câteva generații după plecarea sa, aceasta a fost uitată. Machiventa a trăit după manierele unei ființe regale. Nu a fost căsătorit niciodată și nici nu a putut lăsa urmași pe pământ. Corpul său fizic, deși a fost construit ca să semene cu cel al unui bărbat aflat în acel moment pe pământ, era făcut dintr-o substanță specială care nu avea nimic din ADN-ul rasei umane. Trupul fizic al lui Melchisedec s-a deteriorat treptat, iar înainte de a-și încheia misiunea aceasta, a început să se dezintegreze. Cât timp a fost întrupat, Machiventa a păstrat permanent legătura cu toți ceilalți 11 membri ai ordinului său, dar nu a putut comunica cu alte personalități celeste. După 10 ani de la venirea sa pe pământ, Melchisedec a înființat școli în Salem. S-a inspirat după modelul primilor preoți setiți care au trăit în a doua grădină a raiului. Chiar și taxa zeciuielii, a 10-a parte din orice câștig, introdusă mai târziu de Avram, unul dintre cei mai de seamă ucenici al lui Melchisedec, a fost preluată tot din tradițiile și metodele vechilor setiții. Melchisedec a predicat despre conceptul unui singur Dumnezeu, o divinitate universală, dar a permis oamenilor să asocieze învățătura cu Dumnezeul galaxiei din care făceau parte, pe care l-a numit El Elion, cel mai de sus, cel veșnic. El nu le-a vorbit ucenicilor despre statutul lui Lucifer și ce a făcut acesta. Pentru majoritatea ucenicilor săi, capitala sistemului nostru solar era raiul lor. Cel mai de sus era considerat Dumnezeu. Melchisedec a lăsat lucrurile așa pentru că și-a dat seama că nivelul de înțelegere al oamenilor era foarte redus. Chiar și simbolul celor 3 cercuri concentrice pe care Melchisedec
l-a purtat ca emblema misiunii sale, a fost interpretat de o mare parte dintre ucenicii săi ca fiind cele trei împărății, cea a oamenilor, cea a îngerilor și apoi cea a lui Dumnezeu. Foarte puțin dintre ucenici au știut că aceste trei cercuri concentrice simbolizează infinitul, eternitatea și universalitatea paradisului. Într-o învățătură mai extinsă a lui Melchisedec, conceptul Trinității se regăsește în această insignă. Membrii familiei Catru, cea cu care Melchisedec a locuit mai mult de 30 de ani, au știut multe din aceste adevăruri și le-au transmis de-a lungul timpului în familie, ajungând chiar până la Moise. Melchisedec și-a inițiat ucenicii în funcție de capacitatea lor de a recepționa, de a asimila și de a înțelege. O parte dintre ideile despre Dumnezeu, pământ, rai, om și îngeri care se regăsesc în religiile moderne, își au rădăcina în aceste învățături ale lui Melchisedec. Acest învățător, care a pus bazele unei doctrine care propovădea un singur Dumnezeu al unui mare univers primordial, un creator divin, un tată divin. Accentele acestei învățături aveau drept scop atragerea omului spre adevărul suprem și pregătirea venirii lui Iisus, Fiul Tatălui Universal. Melchisedec le-a spus discipolilor și ucenicilor săi că în viitor un alt fiu al lui Dumnezeu, și el era tot un fiu al lui Dumnezeu, dar dintr-un alt ordin, se va întrupa pe pământ, dar el va fi născut de o femeie. De aceea, mai târziu, mulți învățători îl vedeau pe Iisus ca pe un preot sau ca pe un conducător spiritual. Așa a pregătit Melchisedec omenirea pentru a urma o cale monoteistă și pentru a-L accepta pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, când acesta va veni să-și îndeplinească misiunea. Mihail a confirmat toată învățătura lui Melchisedec cu privire la Tatăl Suprem.